talentate superbe și frumoase, pentru care ne ridicăm în picioare. Așa, Pavel, revino-ți, stergeți lacrimile. Doamnelor și domnilor, Sore și Viviana! Bună ziua! Bună ziua! Ce surpriză! Sore, te rog frumos, jos, Viviana. Ba nu, ele amândouă stau pe canapea. Mă simt ca la ele au talent. Stați pe canapea, uite. Eu mă simt ca la studio. Așa. Da? Luați loc pe canapea. Eu mă simt picant. Bă, așa. Deci stați de pic. Băi, deci cât de nenorociți. Deci noi am vorbit înainte de emisiune. Bă, să-i punem ketchup omului, să nu punem picant. Păi tu în ce emisiune ești tu, mă? Ești la Măruță în emisiune. Ești cred că o să dau afară pe cineva. Nu ai niciun control aici. Bună, Măruță, te pup. Sănătate. Bună, fetelor, bună! Te pupăm! Ce m-am făcut? Așa, Fete frumoase, hai că avem o probă pentru ele, și anume Shazam-ul muzicii românești. O să punem câteva melodii, Nicoleina e acolo cu DJ Iulica, da. Și să vedem care dintre fete ridică mâna și cunoaște melodia. Dar eu zic să se ridice în picioare, știi, când recunosc melodia, să fie mai... Să fie ca la școală! Ca la școală, hop! Două degete. Perfect, hai. În picioare. Dar eu zic să și sară! Asta zic, știi, să fie așa... Hei, am ghicit melodia, știi? Așa. Gata, hey, pregătite, fetelor! Sunt pregătite, gata, ce mai faceți? Deci, fără introducere, fără nimic. 3, 2, 1 și dați muzica! Mama, au venit pregătite, deci... Fiți amabil, să o dați mai tare. Vreau să câștig. Seamănă cu Mioara Velicu. Așa, hai! Hai cu muzica! Maestre, muzica! Hai! Cum, mă? Știu eu! Ia zi-mi! Stai, lasă-le pe el. Nu, zi tu, zi tu. Ziceți, mă, știți? Nu, 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 propun ceva. Vreți să jucăm în echipă? No, nu, nu, ba, ba, da, ba, nu, nu. Ba da. Voi jucați. N-aveți nu, George. Uite, ce? Dacă știi tu, iau punct. Nu. Stai, mă, totuși trebuie să gestionăm situația, că nu ești la studio. Ia și, hai, 3, 2, 1, zici. Hai să vedem. Putem să mai băgăm încă 2 secunde? Nu, pentru că noi avem ceva, voi aveți ceva. Hai să mai auziți odată. Mai puneți odată. Și repede. Stop. Na 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 taram taram. E Bon Jovi. Ai Bon Jovi. Cum se fie, mă, Bon Jovi? Zi. Zi Viviana. Backstreet Boys. Stai. Stați așa, noi am venit în echipă. Eu zic titlul tot. Nu e, mă, nu e. Nu, noi concurăm una cu una. Știi? Nu e Backstreet Boys. Cum să fie Backstreet Boys? E Backstreet Boys. E Backstreet Boys, dar ce mi-e asta? Asta e. Stop! Ca să vedeți ce listă ne-au dat, că voi aveți în clipboard lista și la mine scrie ce are ea și nu am eu. A, să dau pagina. Dă pagina. Dar nu mai ziceți timp. Câte, mă, pagini? Așa, hai să trecem mai departe. Next. Pavele, ne dau afară din emisiune. Ne concediază de mâine, nu mai veni. Vreau eu din emisiune. De mâine nu mai veni. Și la ora 5 o vreau să plec, am treabă. Hai, 3, 2, 1 și... Gata, știu! Știu eu! Păi eu le știu din prima! Eu de la fuș știam! Și o știu și eu! O știu și eu! Păi tu o știi de la... Nu! Știi sau ceva, știi? E Madonna? Da, nu. Cum să nu? Da, cu copiii... Nu e Madonna? Și cu copiii... Soare, nu știi nimic? Eu, da, să... Si. Haide, mă, Soare! Băi, dar mie trebuie să-mi dați refrenul, nu începutul. Nu există, începutul. Vogue, pose, yeah. Nu, mamă, bine. Dar Smiley imediat ți-ai dat seama despre ce e vorba. Imediat, el are cultură muzicală, e născut după 90. Zi, Smiley. E pompă jam, tehnotronic. Că salam nu mai avem. În ce an? Hai să vedem dacă e asta. Noi nici nu eram născute atunci. Eu sunt în 97, vă rog. Păi și ce mai, dacă, mă, dar muzică veche nu știu. Atunci să mai aducem, noi v-am dat aiurea aceste căni cu apă, aduceți căni cu lapte. Vă rugăm. Așa, da, pentru copii. Bun, și... hai, următoarea piesă. Deci până acum cine are punct? Că nu știu. Tu doar tu. Nu, Viviana. Ok, așa, hai, next. O știu. Hai, a și eu știu. Ce? Bă, așa mai, slab. Mai puneți-o dată. Nu cred. Vă rog frumos. Mamă, păi te sunt... Melodii între 98 și 2008 aveți? Hai de mă, ce are asta? Mai pune-o asta. Asta e când se strigă de pe unde... Când se strigă de pe unde... Hai, hei, Marie! Hai de mă, niciunul? Asta e...
E Nico Moder. Ia, ia, ia. Zi repede. Hai mă să... Nu, 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 hai mă, nu știți? Lasă mai zile tu. Na, 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 na. Dar ce mă nu știți piesa asta? Nu, fii atent, eu am o calitate. Eu da. Nu le recunosc așa după trei note. Eu dar... am o calitate, eu nu, eu nu le recunosc nimic. Eu nu recunosc dacă greșesc, asta e foarte asta bine, e o calitate foarte bună, da. Soare, să nu recunoști nimic. Nu, 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 deci nu recunosc așa după trei secunde, dar dacă începe refrenul, le știu pe toate. Poate chiar și cu versuri. Și muzică, preludiu este foarte important. Pe toate. Da. Păi le-ați știut pe toate până acum, nu? Da. Perfect. Și... Știu, jump around! Jump around! Oh. Am nimerit, bravo, da? Bravo, i-a dat, bravo! I-a dat, da, nici un păi, da, ați dat cu tot cu versuri. Păi a zis că, așa aveți, e deci, cu tot cu versuri știe. Asta spun, deci hai, eu nu mint. Deci te dezvoltă la 3 secunde. E da, dacă au versuri. 1-1 e. Stai un pic, stai un pic. Și cine câștigă, ce câștigă? A, de mâncare? E de mâncare? A, avem ceva dulce și avem parfurile slatine, dar tu ai deja mâncat tot. Alea prăjite. Da. Pot, da? Da, cum să... Ia. Rezolv acum. Nu acum, după. Nu, nu-mi dea cu din ăla, că tușesc aici. Ha? Tușește, haide, lasă. Eu zic că e răgușită deja. Să auzim un refren nou. Da. Hai, următoarea. Știu! Păi zi. Asta m-au zis, tarata. Cine? Hai, mă! Because I got high. Așa e, because I got high. Gata, I got high. A, eu cred că ai recunoscut. Da, recunoscut. Da, chiar mai recunoscut pe mine. Băi, 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 și puneți niște piese mai recente. Mai puneți o piesă mai recentă. Ghiță, te aștepti seara la portiță. Asta e recentă, e de acum 20 de ani. Da, și a cântat-o și ea. Avea și ea o valiză, avea 2 ani, căra și ea. Da, da. Haide. Știu, n-am înțeles nimic. You know why I'm in there. A bricky bum bum there. Cum? In farma, you know why I'm there. Nu e farma. Aia, nu e, nu e, nu e, nu e, nu e. Dar nu duce în eroare. Da, 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 da. Trebuie să, tu trebuie să lucrezi la Ha 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 Production. Mă, ce bun e, Pavele. Am cultură muzicală. De la sosul picant. Da, te dă un pic refrenul. Ia. Farma, you know, no, no, no. Arichipă monde. E farma. E o melodie despre Ricky Martin. Te credeai că zice Arichi Bombonea, ceva. Cu bombonele, cu ceva. Și, hai. A, next. Selecta! Selecta! Hai, mă. Ha, gata. Zi refrenul. Pa, pa. A, gata, știu, știu, știu. Ia zi. Dar tu nu jucai. Știu, gata, știu. Haide, știu, zi. Hai să facem știți? Echipă, dar știți? Știți? E pa, pa, știu, 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 dar nu știu refrenul și. Să... Eu... 3, 2, 1 și... Pa, 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 pa. Nu e așa. Nu e, nu e pa, pa, și. E peripit. Nu, ce, păi, 3, ce, pa, 2, 1 și... It's my life. It's my life. Doamne, mă, deci mi-am amintit de Năvodan, de Costinești, de toate Doctor astea. Alban, it's my life. Ia. Doctor zi. Alban, care a făcut facultatea de medicină la Timișoara. Știi da? Că în da? Piesa asta, it's my life, folosește un cuvânt românesc care e chiar pe bune, e o jurătură și pe care a zis că a pus-o în melodie partea asta pentru că el a făcut facultatea de medicină la Timișoara. Da? Ce jurătură? Da. Stetoscop! Aia, măsii. A, serios? S-ascultați. Pe da, bună, da, da, întindă, te aștept, întindă. De seară la oglindă. Măsuind de-alul Clujului. Să vi s-o vezi. Așa. Doamne, deci, Dumnezeu. Hai, încă o piesă. Băieți, au adus niște fete așa frumoase în platou și tot ei între ei vorbesc. Păi da, nu, păi dacă voi nu ziceți... Ce mai faci, sări, mai spuneți? Stă, mă, așa că noi vrem să ghiciți piesele. Păi, da, dar noi vrem să jucăm, dar ne dați afară deja. Să vedeți, pentru voi am adus imediat o să cânte niște tinerei. Deci muzică de-a voastră. Așa. Mai avem piese? Așa. Mai avem... Sârb, horă, sârbă. Asta sârbă. Horă, sârbă. Horă, sârbă. Horă, sârbă. Sârbă, sârbă.
Sârbă moldovenească? Viviana, să nu spui că pe asta măcar nu știi să dansezi. Da, dar știu să dansezi. Hai să vedem, te rog. Dar cu cine? Ia, bine, eu mă pricep la populară. Sârbă, sârbușan, sârboroș. 3, 2, 1, 5 bani, 10 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 bani, 10
Pavel, asta a fost ultima, gata. Pe Viviana, da, a fost ultima, că ar fi păcat să ne aflăm de la Viviana cum e cu dragostea în ultima perioadă. Chiar avem niște întrebări pentru tine. Pentru mine, Lucian, da, vreau. Zi, Viviana, povestește-ne cum e cu dragostea. E cu repicant, cu dulce, ce-mi dați? Că vă zic tot. O portocală. Zi-ne cum e cu dragostea. Ți-am spus, măruță, e foarte bine. Nu mă vezi, sunt îndrăgostită, radiez. Hai, vrei să împărțim? Iute, nu, mulțumesc. Nu te sfătui, soare, vezi că face gaură stomac. Nu, direct. Păi asta zic, nu, și? Aș fi preferat fără. Deci, păi nu, soare, tu să cum stai cu dragostea, cu muzica, cu, mulțumesc, cu bine, familia, mulțumesc. Cu dragostea pentru, băi, muzică, cum stai? Am uitat, da, am lansat piesa azi, apropo. Azi ai lansat o piesă, astăzi, nu? Astăzi am lansat o piesă. Păi de ce nu spui ideea și tu vorbești de alte piese? Păi, domne, eu sunt fată politicoasă. Ai 3 secunde să vorbești despre piesa ta. Da, mulțumesc. Păi, Gonna Miss You se cheamă, este prima piesă în engleză după mulți ani. Este colaborare mai cu DJ secunde, Sava. Așa? Este cu DJ Sava, YouTube, soare... Cum zicem? Gonna Miss You. Gonna Miss You. Gonna, da. Miss You, da. Perfect, o găsiți pe YouTube, pe Spotify, pe toate astea. Da, mulțumesc, Miley. Gata, trebuia să puneți 3 secunde din Gonna Miss You. Da, păi, imediat. Dar o secundă, că mai imediat o făceam. Puteți, puteți. Bun, ce să zic, că... Le mulțumim acestor stimate. Bă, dar le-ați chemat și așa puțin le-ați ținut. Uite, păi, dar le mai ține. Păi nu că le ține și pe pauza de publicitate. Noi mai stăm, măruță, dacă ne gândești, da, la tine. Nu, 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 mai stau. Măruță, băi, băi, nu, mai voi stau. Nu v-ați făcut treaba cum trebuie. Mă scuzați, n-am văzut cum. Data viitoare suntem noi. Deci două fete la noi în emisiune. Bă, voi nu v-ați făcut treaba cum trebuie. Asta e, data viitoare suntem noi în locul vostru și vă chemăm și vă punem la niște challenge-uri de astea. Nici nu vă puteți închipui. Păi, vezi, niște challenge-uri adevărate. Dispărem 2 ani din țară. Nu, mă, chiar așa... Până, nu, până când scapă Măruță, da, de problema, bun, asta? Bun, până atunci, hai, chemăm pe cel mai tânăr dintre noi, după formă, după port. Doamnelor și domnilor, Azur! Ia să vedem dacă recunoașteți melodia.